Tort din eclere cu cioccolată, cu Nutella și cu ananas. Deci Așa. bucamele și bucate Am să gustoase. fac coș de eclere și o să facem, o să le mântăm și o să facem un tortuleț. Și am să fac o cremă de ananas și o parte le umplem cu crema de ananas și o parte cu Nutella și cu frișcă. Pentru cojile mele de eclere o să avem nevoie de 150 de făină, 100 de grame de unt și 250 de apă. Și ouă 3-4 câte o să ne intre. Și un praf de sare. Și aceste coji sunt bune și pentru sărat și pentru dulce. Așa. Și acum am să cern făină. Și voi pune în vasul meu, am să cântăresc 100 de grame de unt. Am să tai de aici o bucată și am să iau 100 de grame de unt. Așa. Ia să vedem cât avem aici. A căzut. 80 și 90, mai pune să avem 100. Deci 100 de unt. Mai scot o bucățică. Așa. Am pus, în tigăița noastră am pus 100 de unt. O să dau deoparte. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Facem tortulețul ca în fiecare an pentru băiețelul meu. Deci am pus 100 de unt și punem 250 de apă. Ia să cântărim și apa. Aici are 250, dar să punem exact. Așa. Și am pus 250 de apă cu 100 de unt. Și acum punem pe foc. Am să pun și un praf de sare. Și punem pe foc. Un praf așa cât luăm între degete. Și când fierbe, o să punem imediat făina noastră. 150 de făină. Ați văzut că am cernut-o la început. Început să fiarbă și acum punem toată făina odată peste și amestecăm. Vedeți? Și amestecăm așa bine totul. Așa. Și acum vom mai pune puțin pe foc și vom mai usca puțin acest aluat. Așa. Ia uitați cum a venit. Așa, și îl mai punem puțin, puțin pe foc. Și îl mai amestecăm puțin, puțin. Ia să mă întorc invers ca să mă vedeți. Așa. Și îl vom pune aici, în acest vas. Ia uitați cum arată. Așa. Eu voi pune și o lămă de cuțit. M-am gândit să fac mai multe coși de ecleri și să le fac mai lungi. Așa. Și am să le fac așa mai lunguțe.
uitați aluatul. Că am o idee în minte și am să fac așa mai multe și am să fac un fel de buturugă, să vedem dacă o să-mi iasă. O facem în direct. Așa. Și am să dau așa pe pereții vasului. Și am să dau afară, să se răcească puțin. Că afară este rece. Am să dau în balcon. Ia uitați. Așa. Și acum am să pun un căpăcel și duc afară. Și ne ocupăm de cremă și lăsăm puțin să se răcească și apoi adăugăm ouăle, unul câte unul. Incorporăm mai întâi unul și după aceea pe al doilea, pe al treilea, până avem o consistență, când tragem, să curgă și să se oprească, să se formeze așa un V. Așa, și dau afară. Imediat vin, mă duc afară să le duc. Avem aluatul nostru de coș. Încă este călduț. Așa. Și cu un tel vom adăuga câte un ou. Și amestecăm. Ia uitați cum arată. Nu este rece, rece, este puțin călduț. Nu trebuie să fie fierbinte ca să nu coacem ouăle. Și acum adăugăm câte un ou. Unul câte unul și după aceea, cum este incorporat primul, îl adăugăm pe următorul. Așa. Și amestecăm. Am să deschid și cuptorul. Și... așa. Amestecăm bine. Cine dorește, poate face și la robot aluatul. Așa. Așa, am incorporat primul ou și acum îl adăugăm pe următorul. Vedeți? Așa, și adăugăm altul. Și vom vedea câte ouă ne intră, 3 sau 4. Am să vă arăt consistența la... așa. Ia să deschid și cuptorul. Îl pun la 200 de grade. Și îl lăsăm să se încălzească bine. Și acum am să amestec o lingură de lemn. Vedeți? Și mai trebuie aproximativ un nou. Și cum am spus, am să iau un nou și am să dau. Și vom vedea dacă ne intră tot sau nu. Și batem așa cu focuriță. Și acum voi adăuga așa câte puțin din acest ou și dacă mai e nevoie mai adăugăm și amestecăm așa, până incorporăm bine tot oul. Thank you.
cred că este gata așa. Ia să vedem. Încă puțin mai trebuie. Mai punem puțin, puțin. Așa. Și amestecăm bine. Trebuie forță la acest aluat. Să faceți la robot dacă doriți. Așa. Deci așa trebuie să rămână un V când ridicați în sus și când cade. Așa. Mulțumesc, Elena! Te iubesc și eu și eu vă iubesc pe toți. Și vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Așa. Și lăsăm așa. Mai amestec puțin și punem într-un coș. Eu mi-am pregătit o tavă. Așa, ia să punem. Să punem coiul ăsta. Și putem pune cu un undui sau pur și simplu tăiem vârful și punem. Așa e, să vedem cu alițică, unde am pus-o. Am pus-o aici. Așa. Și acum vom pune în acest săculeț. Am să las că ne trebuie și pentru cremă. Și acum eu voi pune fără dui, voi pune direct aici și le voi face lungi. Punem totul aici în poșul nostru. Așa. Și acum punem în tavă.
deschide. Scoatem aerul cât se poate. Și tăiem. Tăiem aici vârful, cam așa de gros să fie. Punem ouăle aici, mi-aduc tava. Și acum o să facem lunguțe. Aici să se lipească. Și acum le facem așa lungi. Și le dăm la cuptor. Eu l-am încălzit la 200 de grade. Dacă aveți ventilat, puneți că o să iasă super, super, super. Așa, și am să fac câteva mai mici. Acest aluat este bun și pentru dulce și sărat. Și să le dau așa cu puțină apă. Am să iau un șervețel. Așa, am un șervețel și îl înmui aici în apă și îl stor puțin și îl așez peste. Așa. Și le umezesc așa puțin. Și acum le dau la cuptor. Și mi-aduc crema să vedem dacă s-a răcorit. Am să bag și la frigider în congelator să se răcească mai repede. Și între timp noi ne batem frișca. Așa. Și dau la cuptor. Și să sperăm că o să iasă bine, bine. Așa. Cojile cum au venit. Vedeți cum au venit? Așa. Vom tăia mai întâi ananasul și vom scoate 200 de grame.
Îl am aici. Și o să-l tai. Așa, și cântărim 200 de grame. Facem și cremă ca să aibă timp să se răcească. Și punem 200. Așa. Avem 200. Și dăm deoparte ananasul nostru. Punem capacul și blenduim. Și avem 200 de grame de ananas proaspăt. Și aici, în tigăița noastră, voi pune ananasul. Și acum ne cântărim toate ingredientele și le punem în oală. Așa. Voi mai avea nevoie de 150 de lapte. Așa, 150 de lapte. Voi pune un ou. Așa. Șaizeci de zahăr, punem așa cu linguriță. De circa 4 linguri de zahăr. Așa, 60 de zahăr. Am să pun și un praf de sare. Aici peste. Și 60 de grame de făină. Și acum amestecăm cu untel. Amestecăm așa bine totul. Și apoi punem pe foc. Așa.
batem bine, bine să le amestecăm pe toate. Și acum punem pe foc și amestecăm până se îngroașă. Vom pune într-un vas crema noastră, o acoperim cu folie transparentă și o lăsăm la răcorit să se răcească bine, bine, bine. Apoi ne batem frișca cu mascarponele. Așa. Și pun pe foc. Facem coaja trunchiului. O să punem așa pe hârtie. Să-mi scurg loc în loc. Și vom întinde. Vom întinde așa. Ca să facem coaja. Să o punem pe deasupra. Așa. Și o dăm la rece. Eu le duc afară în balcon, că este frig. Așa. Și întindem așa. Și restul de ciocolată o să ne servească pentru să lipim, ca să lipim eclerele una de cealaltă. Așa. Vedeți? Și întindem. Așa, ia să mai ia afară la rece. Vedeți cum au venit? Așa. Să se întărească. Și apoi le punem și le lipim pe tortul nostru. Vedeți? S-a îngroșat și acum o să o punem în vasul nostru. Așa, am să-mi scot telul. Și acum punem... Eu tot timpul pun un cuțitaj de desubt. Mulțumesc, Liliana, și voi sunteți drăguți, și tu ești o drăguță. Așa, și punem crema aici. Așa. Încet. Crema de ananas. Cu ananas proaspăt. Așa. Și o luăm așa pe toată din interior. Acum acoperim și dăm la rece. Așa. Și lipim așa de cremă. Vedeți? Am lipit. Scot cuțitajul și acum duc afară și mi-aduc vedeți crema? O lăsăm să se răcească puțin, să se răcească bine, bine, că altfel dacă adăugăm frișca se înmoaie. Și mi-aduc să adăugăm ouăle în aluatul nostru de coj. Așa. Și mai întâi puțin frișca. Am făcut 25 de grame de mascarpone. Aici am 60. O 100. Atât. Și da. Am să iau puțin frișcă, puteți spune și puțină vanilie. Așa am să gust. Am să-mi fac un coșuleț din hârtie și am să umplu câteva zmeurele. Și umplem zmeurica cu frișcă, cu mascarpone.
și le așezăm așa aici. Apoi o să le punem pe tort. Și aceasta este zmeurica umplută. Ca să decorăm. Am să dau deoparte. Vedeți cum au venit? Așa. Așa. Și avem crema noastră de ananas, cu ananas proaspăt. Și am să o umplu. Nutella. Așa. Așa, două linguri pline de Nutella am să pun. Aceasta o să fie umplutura cu Nutella și avem și umplutura cu ananas. Deci două. Așa. Am să mai pun una. Așa. 3 linguri de Nutella am să pun. Am să pun o lingură de mascarpone. Așa. Și o ceșcuță de frișcă. Așa. Și acum amestecăm. Așa. Și aici avem umplutura noastră de Nutella. Aici am cojile. Aici avem crema de ananas. Și o amestecăm cu frișcă și mascarpone. Aici avem crema de Nutella. Așa. Peste ananas vom adăuga crema de Nutella, deci cât este necesar. Deci o să punem mai întâi o lingură și amestecăm. Așa încet. O să mai pun o lingură. După ce faceți cojile, le lăsați în cuptor măcar 5 minute. Eu, ca să nu vă țin mult, încerc să-l fac repede. Așa. Și avem aici crema noastră de ananas, crema noastră de Nutella. Așa. Și acum să umple mai întâi cu ananas. Am să pun în acest coș. Ia să vedem dacă e bun acest vârf. Dacă nu, schimbăm. Într-o parte și în cealaltă. Așa, ia uitați-le. Babane. Le punem așa aici pentru moment, una și una.
noastră de Nutella. Așa. Și punem la mici. Și avem nevoie de ciocolată. Vedeți? Un tort de eclere. Acum ne-a mai rămas și frișcă cu mascarpone și să punem și tot așa într-un poș. Să decorăm și cu ia să vedem. Și să punem și acest mascarpone cu frișcă care ne-a rămas. Așa, și am să pun așa pe mijloc aici. Și acum punem restul de eclere. Și alternăm unul cu Nutella, unul cu ciocolată și cu ananas. Așa. Să vedem ciocolata cum este. Așa, și să le scoatem de pe și le punem așa.
Și mai am încă. Și să punem și câteva bucățele de ananas. Așa, ca să știm că este făcut și cu ananas. Așa. Tortuletul din eclere pentru băiețelul meu cu cremă de ananas și cremă de Nutella și decorat cu zmeurică și cu ciocolată. Sper să-l încercați! Ia să vedem! Să știți că sunt moi și bune. Vedeți? În interior, așa, cremă de ananas. Să știți că este bună, este o bunătate ca această cremă. Sper să o încercați. Și eclerele să le lăsați cojle în cuptor încă 5 minute după ce... Și vă mulțumesc din suflet, din sufletul meu vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și sunteți alături. Vă pup dulce!